aici avem toate informațiile ca să ne protejăm aceste locuințe ale noastre, da? Și bunurile, implicit bunurile pe care le-am dobândit în decursul vieții. Materialele informative au fost împărțite tuturor mehedințenilor care s-au aflat astăzi pe strada Crișan, iar o parte dintre acestea au ajuns și în cutiile poștale ale celor care locuiesc în blocurile din zonă. Dacă este o persoană suspectă pe scară, ce faceți dumneavoastră? Inspectoratul de Poliție al județului Mehedinți desfășoară astăzi o campanie stradală de informare și responsabilizare a cetățenilor din Drobeta, Turnul Severin, cu sprijinul a 15 elevi voluntari de la Colegiul Național Pedagogic. Prin această campanie stradală încercăm să informăm și să responsabilizăm cât mai mulți cetățeni pentru a-și proteja bunurile personale vis-a-vis de furturile din locuințe. La domiciliul lor se pot prezenta astfel de persoane cu identitate falsă și care susțin că sunt angajații unor firme de prestări servicii, odată pătrunși în apartament, profită de neatenția cetățenilor și le sustrag bunuri sau sume de bani. Unul din patru cazuri de furturi din locuințe se datorează neatenției proprietarilor. Închid tot, nu las, decât dacă rămâne cineva acasă, dacă nu rămâne nimeni, și normal că închizi. Trebuie verificate legitimația, întrebat cine este, dacă nu prezintă legitimație, nu stau de discuție cu el, nu stau de vorbă cu el. Adică nu e bine să mergem numai pe încredere. Dar normal. Trebuie să-și prezinte documentele pentru ce vine la mine la apartament. Elevii voluntari le-au explicat și ei oamenilor cum să se păzească mai bine de aceste probleme. Deja de această campanie sunt bucuroși că le oferim pliante și sfaturi pentru a se feri de aceste probleme. În cadrul campaniei a fost implicată și o firmă de asigurări.